Bună ziua, bine v-am regăsit. Sunt Teodora Tumpea. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi la Planeta Ești Tu, singura emisiune dedicată schimbărilor climatice. Haideți să vedem subiectul ediției. Astăzi vorbim despre agricultura care poate ajuta planeta să fie în continuare sustenabilă, chiar dacă nu mai avem suficiente terenuri arabile, de exemplu, și nici foarte multe resurse nu mai sunt atât de prietenoase. Dacă ne raportăm la cifra populației din prezent și știm că anul acesta am atins cifra de 8 miliarde de oameni, atunci nevoia de hrană este clar că va fi în continuare uriașă. Din păcate, tot în prezent este o discrepanță foarte mare între țările care nu au suficientă hrană și altele care aruncă la gunoi sute de kilograme de mâncare sau de alimente an de an. Și știm că și România se încadrează în acest capitol. Pentru că ne întoarcem la agricultură, este soluția care clar va rămâne pentru orice perioadă o vom traversa. Agricultura pe verticală, de exemplu, este o variantă foarte bună, foarte sigură, nu este ceva nou, pentru că a apărut deja și fermierii o folosesc de mulți ani. Pomii columnari sunt o soluție la îndemână, pentru că suprafața necesară pentru cultivare este mult mai mică. Producția, desigur, este ceva mai mică și ea, dar poate fi o producție destul de bună, pentru că și resursa de apă sau pesticidele pe care le folosim, nu avem nevoie de atât de multe resurse tehnice sau altfel de substanțe pe care să le ajutăm agricultura sau să ajutăm aceste plante să crească. Nu doar acest tip de agricultură ar fi benefică pentru mediu, ci și varianta de serii hidroponice. Ele sunt o invenție destul de veche. În foarte multe țări, inclusiv exotice, sunt folosite deja de foarte mulți ani, dar putem să folosim mai puțină apă pentru a crește, de exemplu, salată. Este un singur exemplu pe care vi-l dau și inclusiv țările din Maldive folosesc astfel de serii hidroponice pentru a ajuta foarte mult populația să aibă acces la o hrană care acolo cel puțin nu există. Sunt doar câteva dintre exemple. Putem să ne gândim și la agricultura care se va adapta în funcție de sol. În partea de sud, de exemplu, în următorii ani s-ar putea să vedem culturi sau să vedem fructe sau legume care nu sunt specifice pentru România și fac aici o simplă referire la smochine. Dacă ne uităm la acest tip de agricultură combinat cu tehnologia care avansează și ea foarte mult, pentru că și inteligența artificială ne va ajuta să vedem solul țintit, care este calitatea lui și mai apoi să încercăm să facem o investiție în acest fel. Putem să ajutăm și planeta, dar cred că mai mult de atât ne ajutăm și pe noi. În locul câmpurilor pline de culturi, ferme pe verticală. Cam așa arată, în opinia multor specialiști, viitorul agriculturii. În funcție de plantele cultivate, productivitatea poate fi de 40 de ori mai mare față de fermele convenționale. I think they can achieve 100% food coverage for urban populations. We're providing another option for humanity to safeguard the food supply. Tehnologia avansa suficient încât să permită creșterea plantelor în astfel de condiții. Cultura se mută într-un mediu controlat cu un grad sporit de securitate alimentară, important în special în perioade de criză. To grow more food in the next 35 to 40 years than the previous 10,000 years combined. Asta cu atât mai mult cu cât populația planetei crește mai repede decât capacitatea de a o hrăni. În aproximativ 30 de ani va fi nevoie de hrană pentru 10 miliarde de oameni, arată statisticile. În plus, schimbările climatice amenință serios resursele de apă și teren arabil. The plants need very little water. They don't live in soil. They're fed solutions of nutrients, but practically no pesticides. Fermele verticale prin tot mai mult teren în țări ca Marea Britanie, Statele Unite, Singapore și Danemarca. Sunt locuri în care automatizarea ajunge la un alt nivel. Roboții plantează semințele în straturi, monitorizarea se face cu senzori, iar intensitatea luminii semnalizează stadiul de creștere al plantei. Renewable energy, we use recirculating water and we're able to grow the crops 365 days a year with little impact on the environment. Nu-i de mirare, așadar, că tot mai multe fonduri sunt orientate către astfel de ferme. Inclusiv Jeff Bezos are investiții în acest domeniu tehnologizat, care a devenit o industrie de miliarde de dolari. Thank you.
Încălzirea globală va schimba cu totul ceea ce știam până acum, cel puțin despre vremea la altitudini mari. Până la sfârșitul secolului vor fi mai multe ploi decât ninsori, cel puțin asta spune un studiu publicat în prestigioasa revistă Nature, după 70 de ani de cercetări. Specialiștii susțin că o creștere a temperaturilor cu 1 grad Celsius sporește cu 15% cantitatea de precipitații în zonele înalte. Este un motiv de îngrijorare pentru aproximativ 2 miliarde de oameni expuși direct inundațiilor. Damage is everywhere. Down Main Street, there's extensive flooding. Right here, as you can see, the road has completely crumbled. Authorities say that in Himachal Pradesh, 31 people were killed. Several parts of the state and also that of the neighboring states of Punjab and Haryana continue to be flooded. We are continuing to burn fossil fuels and emissions are continuing to rise. And as long as we are burning fossil fuels, we will see more and more of these extreme events. Pădurea amazoniană este devastată de grupările criminale din Brazilia, o arată un raport ONU, potrivit căruia ocuparea ilegală a terenurilor, exploatarea forestieră, dar și mineritul ilegal sau traficul de animale ucid viața din cea mai mare pădure tropicală din lume. Organização criminosa que atuam nesse processo que a gente está vivenciando hoje de destruição da floresta amazônica. It's a certainty that everything you see here is going to turn into a farm in a few years. For sure, they'll cut everything down and it will become a huge farm.
va fi o eră glaciară globală, ci vei avea probleme foarte mari în nord-vestul Europei, cu temperaturi mult mai scăzute, poate temperaturi mai scăzute și cu 10 grade, dar în același timp se va încălzi mult mai mult zona ecuatorială, zona tropicală și se modifică, de exemplu, nivelul oceanului mai mult pe coasta de est a Americilor și se vede deja o creștere a nivelului acolo cu impact asupra inundațiilor de coastă și, foarte important, vor fi probleme legate și de precipitații care asigură securitatea alimentară. De exemplu, Sahelul va fi lipsit și mai mult de precipitații și musonul va slăbi, ceea ce va însemna iarăși o problemă mare pentru miliarde de oameni care depind de resursa de apă pe care o aduce musonul. Deci vor fi astfel de fluctuații foarte mari, nu tot pământul se va răci uniform, vor fi astfel de impacturi regionale care vor produce practic un haos climatic. Vă dați seama ce va însemna să nu ai resursă de apă și așa e vulnerabilă regiunea Sahelului sau regiunea Asiei de Sud. Așa că, chiar dacă precis vorbim, nu putem să estimăm că s-ar putea opri acest curent care leagă suprafața și zona abisală a oceanului planetar și care asigură o parte din transportul de energie, dar putem totuși să estimăm chiar încetinirea ale acestui curent pot să aducă impacturi regionale destul de importante și vorbim iarăși de această problemă că încălzirea globală se vede până la urmă nu neapărat într-o încălzire graduală, uniformă în spațiu și timp, ci în astfel de perturbații extraordinare. Planeta ar putea avea de suferit din cauza ChatGPT, deoarece utilizarea sistemului de inteligență artificială ar duce la o creștere a emisiilor de dioxid de carbon. O arată calculul făcut de o companie de consultanță în tehnologie. Potrivit raportului, domeniul software este responsabil de 5% din totalul emisiilor de dioxid de carbon, cifră care s-ar putea tripla în următorii 17 ani. Chatbots and image generators rely on thousands of servers in massive data centers. And all that computing sucks up a lot of electricity, some of which comes from power plants that burn coal or natural gas. That means AI could be responsible for a massive and growing amount of planet-warming carbon emissions.
Mai mulți cercetători își pun pasiunea pentru surf și scufundări în slujba naturii. Mai exact, cartografiază recifele ca să creeze o hartă 3D a acestora. Potrivit Universității din Hawaii, peste 80% din oceanele lumii sunt încă neexplorate. Organisms on the reefs are connected and how they're going to change in the future as climate conditions shift. Being a surfer and a scientist as an occupation involves equal parts trying to surf the best waves on the planet, but also spend a significant time trying to figure out how we can protect these waves as well. În comun, Napoleon, Leonardo da Vinci și Lionel Messi. Răspunsul vine din Japonia, unde proprietarul unui restaurant face portrete din dopuri de plută reciclate. Îl vedem chiar acum într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru a proteja planeta.7年8年前に作ったナポレオンの肖像画です。全部で3万ぐらいあるんじゃないですかね。すごいこう一つ一つ大切に受け取って、もうたくさんあるからいらないっていうことは全然ないんですよね。だんだん濃くなるっていうのを作りたいんですよね。 He adds no color to the corks himself, only making use of the natural color from the wine. The key to a good portrait is the eyes. And a slight change in color can completely change the expression. オレンジ寄りに暖色に行ってるのと、青紫寄りにこうね、クールな色に行ってるのとあって、こっち使うとやっぱりあったかい表情になるんですよ。で、こっち使うとちょっとこうクールな、物寂しげな色になるので、その方の表情を読み取って、明るい気持ちなのか、 Even the emotions are expressed in cork. And here is the completed piece. Vestea bună a planetei vine din sectorul maritim, care ar putea polua de două ori mai puțin până în 2030, fără ca asta să afecteze comerțul. Este rezultatul unui studiu realizat de o companie de consultanță. O soluție ar fi aplicarea unei taxe suplimentare pe carbon. Se discută despre o sumă de $100 pe tona de carbon, lucru care ar face ca suma totală să ajungă la 50-60 de miliarde de dolari pe an. La asta se adaugă aplicarea unor tehnici deja disponibile și de tehnologii inovatoare, precum hidrogenul. Totul completat de întreținerea mai bună a motoarelor, reducerea vitezei sau adaptarea acesteia la condițiile de pe mare. Poluarea din transportul maritim reprezintă aproximativ 3% din emisiile de gaze cu efect de seră. Aici se încheie o nouă ediție. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Dacă aveți idei despre subiecte sau invitați pe care doriți să-i vedeți în emisiune, puteți să ne scrieți pe pagina de Instagram sau pe adresa de e-mail pe tarondigi24.ro. Iar până data viitoare, haideți să avem cu toții grijă de planeta noastră.